Tiberiu Tătaru, managerul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, a explicat că policlinica va fi închisă până marți. Cu toate acestea, medicii care au program la spital vor veni la muncă în fiecare zi din această mini-vacanță de Rusalii. Atât ambulatoriul integrat al spitalului, cât și tot serviciul administrativ va fi închis joi, vineri și luni, pentru că Comitetul Director al Spitalului a decis ca și ziua de vineri să fie liberă, tocmai pentru a reuși să legăm aceste câteva zile și a oferi o mini-vacanță salariaților noștri. Bineînțeles, Spitalul Județean, cu toate secțiile sale, inclusiv urgența, funcționează în mod normal, așadar toți pacienții care, din păcate, au nevoie de serviciile noastre, o pot face cu cea mai mare încredere, tot personalul de specialitate fiind prezent la serviciu. Pentru că au fost liberi și astăzi, angajații policlinicii vor munci mai mult pentru a recupera ziua liberă. Ziua de vineri va fi recuperată în cursul săptămânii viitoare, adăugând câte o oră la programul obișnuit de lucru în zilele lucrătoare. Bugetarii sunt în vacanță până marți.